Suntem la ordinea de zi, bun găsit, e o, o nouă zi nebună, ne-am obișnuit cu asta, foarte multe cazuri în justiție, în parlament, demisii, arestări, mergi la tribunal pentru mandate și tot așa, suntem o țară care avem foarte multe evenimente de această natură. Când s-or termina nu știu, dar deocamdată eu zic că România se curăță cu asemenea intervenții ale oamenilor, din, ale autorităților, pentru că s-au și făcut foarte multe. Pentru cei 25 de ani, de fapt, se achetează cam vreo 10, dar pentru cei 25 de ani deja în România, cred că e nevoie nu de o săptămână, nu de o lună, nu de două, ci de ani de zile de curățenie. Dar e bine că cei care au greșit, să plătească pentru asta, deși sunt și uh, mici semne de întrebare, și mă refer la altceva. Bun. Spunem că avem și acum tot anunțăm liste întregi de parlamentari, de oameni de afaceri care sunt la DNA, sunt arestați, reținuți sau altceva. Din păcate, la acest moment, uh, statul nu câștigă nimic din asta. Adică, uh, în continuare, partea de recuperare a prejudiciilor merge foarte slab. Adică merge bine sau a mers bine în vreo două, trei cazuri. În rest, ca un făcut, încă nu se întâmplă nimic. Așteptăm și această parte să meargă bine și totul va fi ok. Începem totuși emisiunea de astă seară prezentându-vă apariția de ieri a săptămânalului vertical, un nou număr, numărul 445, în al 10-lea an al apariției sale. Uh, avem materialul de gard al ziarului, se numește Minerii și Ergitecienii amenință cu proteste. Știm deja, joi, mâine, seară, avem miting la Târgu Jiu. Avem, printre alte articole, România lui Joan plus 2 parlamentari gorjeni, un titlu extrem de interesant, un material semnat Aura Stoinescu. Aflăm amănunte despre cazul Toni Mihail Greblă, dar și gradații pentru personalul didactic și didactic auxiliar. Bineînțeles, puteți citi și amănunte despre bursa locurilor de muncă pentru Spania, care s-a desfășurat la Târgu Jiu și ați aflat amănunte acum câteva minute de la directorul AJFM, Romeo Chiriac, dar... Mai aflăm și alte materiale, spunem noi, interesante, despre sărbătoria Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, la Târgu Jiu. despre ghiocirii lui Anuarie un material semnat Ion Elena, și, bineînțeles, câteva, uh, câteva editoriale foarte interesante, Aura cu Jos Piloșii și Șpăgarii, foarte adevărat, de asta vorbeam și noi mai devreme, uh, Consecințele globalizării de la, la, la economie la identitate culturală, Andrei Popete Pătrașcu, și un material al subsemnatului, un editorial, Apocalipsa după Elena Udrea. Spuneam eu când am scris acest editorial, acum vreo două zile, când pregăteam ziarul, o să citez un fragment din el, pentru că el se potrivește perfect cu ce o să zic mai în continuare, cu ce s-a mai întâmplat și astăzi, un caz care ia amploare de la oră la oră. Spuneam acolo, după îndelungi așteptări, luni în care alți politicieni sau oameni de afaceri din preajma ei au dat cu subsemnatul la DNA sau au fost arestați, Elena Udrea a fost chemată la DNA și pusă sub control judiciar. Și abia după aceea începu apropiată a început nebunia. a apropiata lui Traian Băsescu s-a ținut de amenințările lansate public în ultima perioadă și a dat un interviu în care acuză practic pe toată lumea de la foștii politicieni PDL la șefii de servicii secrete și parchete. Aproape că nu este important să probeze acuzațiile, foarte multe instituții media au preluat elucubrațiile Elenei Udrea și pun sub semnul întrebării toată lupta anticorupției din România din ultima perioadă, recent apreciată internațional prin NCV. Sub rezerva că Elena Udrea ar putea să dovedească vreodată ce a spus ziariștilor de frica pușcăriei, reținem faptul că cel mai important factor al regimului Băsescu demolează întreaga moștenire care a lăsat-o acesta. Traian Băsescu s-a mândit totdeauna că pe vremea sa instituțiile juridice au început să funcționeze, ori tocmai acest lucru este pus sub semnul întrebării. Vedem o lume de film american cu șantaje, corupție, bani negri, reglări de conturi, implicarea presei și așa mai departe. Din cele spuse de Elena Udrea, România apare o țară sudamericană cu tot acâmul, lucru greu de crezut într-un stat membru NATO și UE. Ca să nu o luăm toți razna, cazul Elena Udrea ar trebui să meargă mai departe curioasă atitudinea procurorilor care în această cauză au lăsat în libertate, iar acuzațiile sale să fie cercetate de organele competente. Între timp, lucrurile au evoluat, cum spuneam. Dacă într-un prim caz i s-a dat control judiciar, au apărut alte cazuri în care se cere inclusiv arestarea. Astăzi, de exemplu, a apărut DNA, a cerut un al doilea mandat de arestare pentru Elena Udrea, Atenție, s-a mai cerut unul și ieri. În dosarul Microsoft, dosarul în care fusese deja pusă sub control judiciar. Procurorii DNA o acuză pe Udrea și de noi fapte de corupție. Trafic de influență privind contractul cu licențele Microsoft, trafic de influență privind contractul e-România, spălare de bani și fals în declarațiile de avere. Deci, o serie de acuzații. Uh, citim din cităm din comunicatul DNA, ca să nu fie nicio problemă. Și... Iată, în completarea comunicatelor 162 și 164 din 29 ianuarie 2015, privind suspiciunea unor fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de licențiere IT, <coughs> ce scuze, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: 1. Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Udrea Elena Gabriela pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni săvârșite în exercițiu funcție atenție. Trafic de influență, fapte în legătură cu încheierea și derularea acordului cadru de licențiere Microsoft din anul 2009, a contractelor subsecvente și a actelor adiționale la acestea. Trafic de influență, fapte în legătură cu derularea contractului România. Spălare de bani, fals în declarații de avere. 2. Ministrul Justiției pentru a cere președintelui Camerei Deputaților în convințarea reținerii și arestării lui Udrea Elena Gabriela pentru infracțiunile mai sus menționate. Tot Ministrului Justiției pentru a cere președintelui Camerei Deputaților în convințarea arestării preventire ca urmare a înlocuirii controlului judiciar dispus la 29 ianuarie. Față de Elena Gabriela cu măsura arestării preventive pentru următoarele infracțiuni, spălare de bani, fals în declarații de avere. Ce vă spuneam eu puțin mai devreme și acum în editorial. În referatul transmis Camerei Deputaților, într-o de procuror, se arată că în cauză există date și indicii în care rezultă că suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarele fapte. În cursul anului 2010, o persoană din cercul relațional al lui Cocoș Dorin, a preluat creanța aferentă creditului de 3,26 milioane de euro contractat de Udrea Elena de la o bancă. Din cercetările efectuate rezultă că preluarea creditului a, a reprezentat doar o modalitate de ascundere a circuitului financiar și a beneficiarului real al bunurilor respectiv a investiției ce urma se realiza pe terenul cumpărat din credit. Astfel, în perioada 2013-iunie 2013, aprilie 2013-iunie 2013, iunie 2013 Inculpatul Cocoș Dorin, în mod direct, precum și prin intermediul societății pe care o controlează, sau prin intermediul unor rude sau apropiații, a încheiat mai multe promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unui bun viitor, având ca obiect suprafețe construite din proiectul imobiliar pe care promitentul, vânzător, se presupunea că îl va dezvolta pe terenul achiziționat. În total, în baza promisiunilor de vânzare-cumpărare, culpatul Cocoș Dorin urma să asigure circa 2.100.000 de euro din creditul preluat de persoana din cercul său relațional. S-a stabilit de asemenea că, în baza unui act adițional din 28 iunie 2013, promitentul cumpărător, ruda lui Dorin Cocoș, a achitat în contul creditului suma de 100.000 de euro, după ce anterior mai achitase încă 100.000 de euro. E o întreagă poveste aici, vreau să vă spun, dar. Cazul e, a devenit extrem de serios, autoritățile par mai hotărâte ca niciodată să facă ordine în acest, în acest dosar și uh, Procurorul Șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis Procurorului General cererea de înconvințare a arestării preventire a Elenei Udrea. Uh, și uh, chiar astăzi, astă seară, la 18.21, DNA a cerut arestarea preventivă și în dosarul Microsoft unde trebuia să impusese control judiciar. Deci cum am spus mai devreme, deci aveam deja o cerere de arestare pe dosarul Gala Bute, a mai venit uh, <coughs> și altul. Uh, eu e o a Elenei Udrea, este exclus faptul că am luat bani, este vorba de o firmă care a sponsorizat Galabute. În patru ani nimeni nu m-a chemat să mă întrebe. Voi trimite o declarație tuturor ambasadelor, este vorba de lupta mea împotriva generalului Coldea, spune Elena Udrea. Nu prea văd ce legătură are una cu alta la acest moment, dar acuzațiile la adresa Elenei Udrea sunt nimicitoare în acest moment. Practic e imposibil să, uh, să existe ceva de genul acesta, adică să o mai poată salva cineva de închisoare. Cum spuneam, ca un nou caz, Iulia Timoșenco se prefigurează și în România. Uh, între timp, uh, ea, deci nici Elena Udrea nu, a tăcut și vreau să vă spun că e bine să o preluăm, că poate privim lucrurile cu alți ochi. Elena Udrea a promis aseară pe Facebook că va face seriale cu oameni din politică sau presă care s-au finanțat din banii unor persoane acuzate de încălcarea legii și, cum e și acum, expun la televizor, cităm teorii despre justiție, stat de drept sau corectitudinea politicienilor. Întrebată despre acest lucru la B1TV, Udrea a oferit câteva nume, afirmând că mai sunt și altele. Și spune, Raluca Turcan, Valeriu Turcan, Cristian Rizea, Oreste Teodorescu. Deci, atenție, Elena Udrea spune despre cei patru că ar fi luat bani de la persoane care nu sunt în regulă. Nu spune că, nu spune că de la ea, dar, atenție este o acuzație foarte gravă, mai ales că printre, printre, cei patru există un analist politic, Valeriu Turcan, există un ziarist, bine, emisiuni de acelea mai ciudate, dar cu priză, Oreste Teodorescu, și bineînțeles există și doi parlamentari, Raluca Turcan și Cristian Rizea. Cristian Rizea, din câte știu eu, tocmai a fost pus în locul Evanghelie la sectorul 5 din București ca șef de organizație PSD, Raluca Turcan era vehiculată chiar pentru un minister în viitorul guvern PNL. Mă vom vedea ce se va întâmpla, dar iată ce spunea Udrea despre ei. ei. au și anunțat parlamentarii că o să o dea în judecată ca să propeze uh, aceste lucruri. Uh, Acum vreau să vă spun că e o întrecere în declarații de acestea belicoase între două o viitoare arestată Elena Udrea și Alina Bica, fostul șef DICOT care este arestată de câteva luni și care a început și ea să vorbească și să dea diverse declarații. Astfel, fosta șefă a DICOT, Alina Bica, le-a spus judecătorilor de la, curte de la Înalta Curte de Casație și Justiție ca a avut relații tensionate cu generalul SRI Florian Coldea și a aflat că procurorul șef al DNA Raula Codruța Chiove și se lăuda în mod frecvent că o să-i o să construiască anumite dosare penale, relatează GERPRES. Detalii despre această declarație apar din motivarea deciziei prin care Instanța Supremă a dispus pe 31 ianuarie arestare preventivă a Alinei Bica alături de Adrian Vidanu, Dorin și Alin Cocoș. Uh, deci vreau să vă spun că în momentul cele două, una, vă spuneam, o să fie probabil amândouă după gratii, dar până atunci fac acuzații, dar deocată instanța nu le-a crezut de moment ce i-au dat lui Alina Bica un nou mandat de arestare în cazul nou. Deci, la acest moment, cam asta este realitatea. Acum vreau să vă spun... A apărut un nou scandal, un scandal care este departe de a se lămuri, deci practic este incipient. O să vorbim mai mult despre el, mi-am propus astă seară. Înainte de asta, și culmea, că în centru acestuia este Raluca Turcan, deputatul PNL, care vă spuneam apare în celălalt caz, dar problema apare de unde? În în învățământ de foarte mulți ani, nu s-a mai ținut niciun fel de concurs pentru funcțiile de inspector general, inspector general ajunct, director CCD, director de școală sau director ajunct de școală. Bine, și inspectorii școlari aferenți. De ce nu s-a mai făcut acest lucru? Pentru că legislația a fost cum a fost. De prin 2009 nu s-au mai ținut, din 2011 a apărut o lege care și acum are probleme de aplicare, Legea 1 pe 2011. Între timp, lucrurile par să evolueze și ar putea să, să se facă aceste concursuri. De fapt, Ministrul Educației a făcut un anunț în acest sens. Doar că Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, susține că, cităm, Ministrul Educației pregătește politizarea masivă a școlilor prin organizarea în grabă a concursurilor pentru inspector și director de școli în lunile februarie-martie. Deputatul afirmă că explicația pentru desfășurarea concursurilor înaintea evaluărilor naționale este ca până în acest moment, este că până în acest moment au modificat toată legislația după bunul plac. Turcan amintește că una dintre ordonanțele de guvern prin care guvernul Ponta a modificat legea educației a anulat dreptul școlii de a-și alege directorul și a readus vechea regulă prin care inspectoratul școlar județean organizează concursul pentru director și tot el îl poate demite. Reacția deputatului PNR, Luca Turcan, vine după ce ministrul educației, cum spuneam, Sorin Câmpeanu, a anunțat într-un interviu pentru Ager Press că pe 9 februarie lansăm concursurile pentru funcțiile de inspector școlar general. Ele s-ar putea încheia în două luni, deci pe 10 aprilie, adică cum până în februarie-martie. Da, pe 20 martie, la circa o lună diferență, putem lansa concursurile pentru inspectorii școlari generali ajung și pentru directorii casă cor didactic, după care vom lansa concursurile pentru directorii de unități școlare. Succesiunea este logică, întrucât pentru organizarea concursului de directori, inspectoratele școlare au un rol important alături de reprezentanții autorităților locale. Deci ei trebuie să fie deja stabili cu concursurile finalizate. <coughs> ce scuze, Raluca Turcan declara că, cităm, PSD dorește să-și placeze oamenii politici pe postul de management școlar. Vicepreședintele PNL susține că această campanie electorală pentru posturi cu dedicație va bloca activitățile școlare. După ce PSD a amânat organizarea acestor concursuri în ultimii ani de guvernare, acum Ministerul trebuie să explice care este, este graba organizării acestor concursuri exact înaintea probelor de evaluare în mijlocul anului școlar. O să mai continui despre acest caz, dar trebuie să spunem câteva lucruri foarte importante: și anume. Prin legea educației, perioadele de concurs sunt octombrie-noiembrie și martie-aprilie. În fiecare an se vor organiza concursuri, așa spune metodologia, așa spune legea educației. Deci, suntem în perioadă calendaristică. Apoi, a, foarte mulți dintre directorii de școli sunt în funcție de mai mulți ani. Deci nu se pune problema că au fost puși, să zicem, în ultimii doi ani și jumătate de când conduce, să zicem, se află actualul partid de guvernământ la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria. Deci nu prea stă nici această acuzație. În momentul când acuz permanent că nu se fac aceste concursuri, și atenție, această acuzație a fost adresată și precedentei guvernări, și guvernului Boc, și guvernului Răzvan Ungureanu. Și guvernul Ponta. Acum când această măsură se face, apare o problemă. Bine, acum e, o, e un context politic mai dificil. În sensul că se caută o nouă majoritate. Probabil de aici și acest atac. Au leu dacă nu reușim să schimbăm majoritatea, automat se vor face concursurile altfel. Cred că aici ar sta explicația părerea mea. Uh, Turcan susține că traseul acțiunilor care au pregătit politizarea începe în vara anului trecut, odată cu promovarea ordonanței de urgență numărul 49 pe 2014. Până atunci, legea educației în domnul prevedea că școala era instituția care organiza concursurile pe post, angaja și concedia personalul didactic și directorii de școli. Ordonanța 49 a recentralizat sistemul, inclusiv în școlile private, unde concursurile organizate în școlile particulare trebuie supervizate de către inspectoratele școlare județene. Mi se pare destul de corect să fie așa, cel puțin la domeniul școlilor private. Ați văzut ce a fost prin țară când am descoperit grădinițe sau școli de 1-4 private cu foarte, foarte multe probleme. Dar pe care le descoperim în general când apare câte un caz de acesta foarte rău și automat trebuie reacția autorităților. Spune. Tot Raluca Turcan pentru Hot News. Un inspector numit politic selectează un director tot politic. În plus, primarul trebuie să semneze la 90 de zile evaluarea, contractul, evaluarea contractului de director. Acolo unde există suprapunere politică între guvern și primar, vor fi politizate 100%. Unde există orientări diferite, este posibil să se ajungă la bloca și la abuzuri. Și într-o situație și în alta avem centralizare, desconsiderare față de școală, ignorarea interesului copilului și a cadrului didactic. Ce n-am înțeles eu. Și se mai spune bun din nou că chemăm uh, se cere introducerea camerelor video în sălile de examinare atât pentru probele scrise, cât și pentru interviu. precum și posibilitatea contestării probelor practice de interviu pe baza înregistrărilor video și accesul observatorilor din partea societății civile. Acum ca să stăm, deci ați auzit aceste propuneri, probabil poate se va schimba guvernarea sunt curios dacă acestea vor rămâne, ca propunere, vor fi cuprinse în metodologia de organizare. Dar să nu organizăm concursuri în martie-aprilie, deși vă spun acum, în februarie-martie-aprilie, vă spun ele, practic, ei, sunt imposibil de organizat la nivel de țară. Deci nu se pune problema să fie organizate acum, eventual cel mult la nivelul inspectorilor și poate a directorilor de licee. Dar nici acolo nu se va ajunge. Ce legătură au acestea cu evaluarea națională din iunie sau cu bacul din iunie-iulie? Rămâne să ne lămurim cu o altă ocazie. Dar dacă tot spunem și sindicatele au cerut, societatea civilă cere, părinții cer să avem oameni fixați pe posturi la conducere, în învățământ, de la inspector general până la director de școală, e foarte simplu ca aceste lucruri să se facă. Deci avem o șansă. Și cred că se dorește. Apoi mai e o problemă foarte importantă. Spunem că le facem politic. Păi haide să facem două lucruri. Spunem de primar că e politic. Păi da, așa se alege primarul, asta e legea. Deci primarul este politic acolo, dar devine primarul localității și fiind ales, el dictează orice. Putem să-l facem să nu mai fie, să-și dea demisia din, din partid după ce a ales primar ca președintele. Nu știu dacă ne ajută prea mult. Bun, dar atenție! A fost scoasă o prevedere uh, care s-a cerut și în legea 1 și nu s-a ținut cont de ea, anume ca directorii de școli, inspectorii, să nu fie nici membri de partid ar fi cea mai bună variantă. Noi am scos doar chestia să nu fie, să nu aibă funcție de conducere în, în partide. Nu e același lucru. Să nu fie membru de partid. Nu-l poți acuza pe unul de politizare dacă el nu e membru de partid. Chiar dacă, să spunem, fiecare om are o anumită orientare, o anumită simpatie. Și atunci îl re reglementăm. Dar nu văd în continuare. Dacă nu e membru de partid și nu are legătură cu un partid direct, nu poți să-l obligi, cum au mai fost cazuri și în țară, poate și în Gorj, ca uh, directorii de școli, inspectorii să se implice în campanii electorale sau altceva. Și atunci totul e ok. Dar uh, faptul că doar criticăm că, că nu se face chestia aia, iar când se dorește, ai făcut-o prea repede, mi se pare uh, un scandal de pe margină care n-ar trebui să, să aibă loc. Dar vă spuneam, părerea proprie nu se va ajunge uh, să se desfășoare. Uh, aceste concursuri, din nefericire, pentru că uh, e destul, mai sunt documente de lansat, ele trebuie să treacă printr-o etapă de dezbatere publică, să fie legiferate, după ace deci prin ordinea, după aceea pot fi atacate, știți cum e la noi, la Curtea Constituțională, la până e promulgat de președinte și tot la fel. <coughs> uh, am vorbit aseară foarte mult, până acum, azi seară, nu? despre cazul Tony Grebla. După cum știți, știrea zilei este Tony Grebla a demisionat de la Curtea Constituțională. Uh, judecătorul Curții Constituționale Tony Greblă, pentru care DNA cere arestarea și trimiterea în judecată penală, și-a dat miercuri demisia de din funcția de judecător. Uh, Lucrul a fost confirmat chiar de domnia sa, prin declarațiile de date media, dar și de Augustin Zăgan, președintele CCR. De fapt, trebuie spus că astăzi e, Tony Grebl a fost la curte, a fost și la DNA, a fost și la Curtea Constituțională și a decis să-și dea demisia, spunând însă un lucru că așteaptă să aibă parte de un proces corect dacă el n-a lăsat să se înțeleagă mari ce s-ar fi întâmplat și că n-ar fi mari probleme să spunem așa, n-a lăsat să se înțeleagă mari presiuni comunicatul Curții Constituționale lansează o idee că ar fi fost ceva presiuni asupra instituției. De urmărit în continuare acest acest caz. Însă la acest moment Toni Greblă poate fi arestat în orice moment pentru că dându-și demisia nu mai beneficiază de acea imunitate. Deci e posibil să ne trezim cu un mandat la adresa, la adresa acestuia. Uh, sunt, uh, cum spuneam, toate știrile uh, converg, sunt uh, ocupate, mers spre direcția uh, gen Elena Udrea, gen Toni Greblă, cele două cazuri domină la acest moment media locală. E, ca să nu fie tot la fel, dar să fie tot cu arestări, cu condamnări, haideți să vorbim puțin și despre fotbal. Dacă știați foarte bine despre faptul că avem 8 conducători din fotbal sau patroni din fotbal care sunt arestați, au fost condamnați anul trecut, cu gică Opescu în frunte, dacă vreți, Copo și ceilalți, Azi s-a pronunțat sentința definitivă în dosarul mită pentru arbitri. Iată pedepsele primite și de, primite de oamenii de fotbal implicați, pentru că de unii sigur ați auzit la un moment dat. Cornel Penescu, fost patron fecearge și fostul patron pic la cu uh, acele supermarketuri, inclusiv la Craiova, care au fost preluate după aceea de sargilă. Deci Cornel Penescu, fost patron FC Argeș, 5 ani de închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor. Gheorghe Constantin, fost șef CCA, deci Comisia Centrală de Arbitri. 5 ani de închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor. Sorin Corpodean, fost arbitru. Pedeapsă majorată de la 3 la 4 ani, durata termenului de încercare majorată de la 7 la 8 ani. Marcel Lică, fost vicepreședinte al Comisiei Centrale de Arbitri, 3 ani de închisoare. Lucian Dan, fost arbitru, trei ani de închisoare cu suspendare. Uh, Aurelian Bogaciu, fost arbitru, trei ani de închisoare cu suspendare. Liviu Făcăleață, fost director al societății PIC, 5 ani de închisoare și 3 ani de interzicerea drepturilor. Dan Libertatu, fost director al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului Arge Argești, 3 ani de închisoare. Uh, dacă vă mai aduceți aminte, centralii și asistenții din lotul de elită au ajuns în fața judecătorilor pentru corupție. Patronul lui Fece Argeș, Cornel Penescu, a fost acuzat de procurorii din tribale că împărțea bani negri pe bandă rulantă la, rulantă, la arbitri, arbitrii, observatori și oficial FRF pentru a-și asigura arbitraje favorabile pentru a avea prioritate la distribuirea brigăților comode și protecție la vârful CCA. În total, dosarul cuprinde 14 persoane, 8 din fotbal și 6 din anturajul lui pe perioada vizată, partide din sezonul 2008 2009. Uh, foarte interesant, uh, unii arbitrii, Lucian Dan, de exemplu, și Bogaciu, au luat trei ani cu suspendare. Acum ori n-au făcut mare lucru, ori, știți că e la modă, a făcut, au făcut niște declarații care i-au îngropat pe ceilalți <coughs> uh, Avem ast, acum de ultimă oră uh, prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a fost pus sub urmărirea penală de DNA Suceava. El este acuzat de abuz în serviciu și trafic de influență. Sinescu este acuzat că l-a menținut pe Savel botezat în funcția de primar al Comunii Udești, deși acesta fusese găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Un al doilea capăt de acuzare vizează exercitarea deficitară și subiectivă de către Florin Sinescu în funcția de prefect al județului Suceava a controlului de legalitate asupra hotărârilor Consiliului Local Udești, prin care s-a concesionat ilegal, fără procedură de achiziție publică, suprafața de 806 hectare din patrimoniul comunei asociații, Unei Asociații din Udești. Al treilea capă de acuzare, pentru care s-a început urmărirea penală împotriva lui Sinescu, vizează intervenția acestuia în toamna anului 2012 în activitatea APIA Suceava, în afara cadrului legal și oficial, urmărind ca scop aprobarea de către funcționarii APIA a subvențiilor către Consiliul Local Udești. Prefectul este în funcție la acest moment. Probabil că va fi suspendat după această știre care a apărut de câteva minute pe agenții. Vreau să vă spun, apropo de ce ați lucru, că poate și la Gorj o să fie foarte atente autoritățile. <coughs> Dintr-un simplu motiv, sunt foarte mulți primari, vreo 27 sau chiar mai mulți, care au probleme cu anii la acest moment. Unii dintre ei vor pierde procesele. E, acum va, fi, va trebui ca aceștia să li, să li se termină mandatele. Deci, ele trebuie puse în executare. Deși, cum spuneam și aseară, asta cu anii, instituții, instituție, dar am mai avut și rateuri și logica ar fi să lăsăm, să vedem procesele, să vedem hotărârile definitive, iar după aceea, să vedem, bine, în cazul de la Suceava, înțeleg că există hotărâre definitivă care n-a pu, fost pusă în aplicare. Atunci este mai, este mai grav. Uh, uh, trebuie spus, apropo de ce se întâmplă la acest uh, moment în țară, că sunt... Uh, sunt foarte multe lucruri care trebuie corectate în România. Dacă acum autoritățile au găsit pe cale, au materiale strânse și pot să o facă, e bine ca ele să facă curățenie. În momentul când lansăm acum, și apar diverse scenarii. Cine e în spate? Se dorește, de exemplu, acum sunt oameni care spun: "Nu, domne, de fapt Elena Udrea ia este apostolul dreptății, libertății, democrației și tot la fel. Și că îi se dorește închiderea gurii, de-aia o să ajungă după gratis. După cum ați văzut, însă, în cazul ei, probele sunt zdrobitoare. Și vreau să vă spun că așa au fost și sunt de foarte mult timp. Dar, apropo de autoritățile independente, instanțele independente... Probabil că până în decembrie n-au putut să facă nimic. N-a fost nu dădea bine, era de porc să tei de Elena Udrea. A mai fost și campanie electorală. chiar dacă se instrumenta la timp galabute. De exemplu, în vară sau în toamnă am fi avut arestări. Ar fi influențat asta alegerile? Posibil că da. Și nu s-a dorit acest lucru. De deci s-a dorit ca după campanie dar vedeți că au fost foarte mulți oameni uh, politici, președinți de consilii județene, primari sau care nu s-a considerat acest lucru. N-au beneficiat de protecție, deci practic DNA-ul, anii că tot am vorbit de ea, Parchetul General și toate celelalte au lucrat într-un foc continuu, lucrează într-un foc continuu ca în de primvară. Deci cu rezultate dintre cele mai importante Poate acest malaxor să nu se oprească. Vă spuneam și la începutul emisiunii. Dacă durează măcar câteva luni, dacă nu câțiva ani, România va fi mai curată. A, când avem închisori pentru, pentru toți cei care, care ar trebui condamnați, este și asta o problemă, dar vom um, vedea ce se va întâmpla la momentul, la momentul respectiv. Uh, sunt. Uh, Uh, însă și probleme legate de justiția. Am vrut să vă prezint de aseară, însă revin asupra acestui, acestui material, o să vi-l și citesc, uh, pentru că inclusiv președintele Claus Iohani s-a luat atitudine pe acest caz, dar uh, la momentul acela deontologii și o anumită parte a presiei au făcut un, uh, au făcut un scandal monstru că se imixtionează în justiție. Eu zic că nu e deloc o imixtiune, ba din contră, cred că ar fi un, uh, uh, o normalizare, pentru că România riscă noi condamnări la CEDO din cauza Republicii Procurorilor, cum este numită. Uh, PS News uh, Prezint un material care, chiar așa se numește: Lovitură pentru Republica Procurorilor. România riscă noi condamnări la CEDO. Uh, în plină avalanșă de stenograme și informații din dosarele în vogă, aflate în lucru la DNA, Procurorul General al României, Tiberiu Nițu, a făcut o declarație cel puțin șocantă. Cităm: verificări, Verificările făcute de Inspecția Judiciară, instituția abilitată să facă astfel de verificări, la unele instituții. În unele situații invocate de presă, au stabilit că nu există indicii cu privire la săvârșirea unor abateri disciplinare referitor la modul de comunicare publică a anumitor informații. S-a stabilit că informațiile care au apărut în presă nu constituie scurgere de informații, a spus procurorul general la 27 ianuarie. Bineînțeles că la vremea respectivă, dacă vă să aminte, am comentat și noi că practic nu se vede, dar vedem toți. Uh, deci este evident că realitatea îl contrazice pe Nițu. Ceea ce se întâmplă în aceste zile îl, contra îl contrazice din nou pe Nițu. Mai există însă și o altă realitate care anulează sus susținerea Procurorului General. Iar această realitate vine de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. De acolo de unde vin din ce în ce mai multe condamnări pentru încălcarea articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind, cităm, dreptul la respectarea vieții private și de familie. Condamnări cauzate de scurgerile de informații din dosare, înainte ca aceste cauze să devină publice. Am văzut în ultimii 10 ani anchete de proporție ale procurorilor, în urma cărora au căzut victime persoane care păreau intangibile. Toate anchetele au fost coroborate cu un spectacol uriaș oferit de presa care a obținut pe surse documente și stenograme din dosarele respective. Au fost mulți ani de telejustiție, care a, care a generat următorul efect. Orice politician a ajuns la DNA, chiar și pentru simpla, simple audiere în calitate de martor, are o gravă problemă de imagine. Mare parte a electoratului îi oferă imediat un cadou și anume stigmatul de politician corupt, care are sigur ceva de ascuns, care s-a îmbogățit din politică și așa mai departe. Și cum spuneam, președintele Iohannis a avut o intervenție. După acești ani în care pe surse documente ale procurorilor au ajuns în posesia jurnaliștilor, oare prin ce întâmplare, înainte ca rechizitorul să devină public și apoi să a demarat operațiunea Hai să-l distrugem public pe X, am asistat de curând la o primă încercare de a pune capăt scurgelor din dosare către presă. Claus Iohannis, într-un din primele discursuri, i-a admonestat pe toți cei responsabili de scurgerile din dosare, încercând astfel să-l să, -l, să -l facă, să facă pe aceștia să înțeleagă că nu se mai poate așa și că lucrurile trebuie făcute altfel. Ca o paranteză, Probabil că actualul șef al statului știe pe propria piele ce înseamnă o acțiune în justiție coroborată cu un spectacol oferit de presă de pe urma dosarului în care era acuzat de incompatibilitate. Un alt obiectiv pe care îl vom asuma împreună este garantarea integrității instituționale și funcționarea instituțiilor din sistemul judiciar. Aceasta este o chestiune. Ce ține de președinte, întrucât orice tentativă de modificare a legislației în domeniul justiției trebuie să treacă de promulgare, spunea președintele, tot în 6 ianuarie, când spunea că este de dorit ca CSM-ul și inspecția judiciară să ia atitudine potrivit atribuțiilor legale, la modul cel mai serios, ori de câte ori apar scurgeri nepermise de informații în presă, din dosare penale aflate în curs de instrumentare. Trei decizii ale CEDO care lovesc puternic în procurori în procurorii care scurg informații din dosare înainte ca acestea să devină publice. Situația este deci una gravă, dovadă chiar atenția acordată de președintele Iohannis. România are deja un bogat istoric negativ la CEDO, pornind de la încălcările unor drepturi. <coughs> în unele cazuri, condamnările au venit ca urmare a încălcării articolului O privind dreptul la viață privată, din cauza scurgerilor de informații în presă. Știm bine că stenogramele au fost armele în ghilimele favorite ale procurorului în ultimii ani. Ba mai mult, în multe cazuri, stenogramele care prezentau discuții ale inculpaților au fost singurele probe din dosar. În același timp, orice stenogramă din dosar prezentată în presă sunt în deliciu pentru telespectatori sau cititori. În funcție de caz, toată lumea este interesată să vadă ce vorbeau și ce combinau mai mari țări, dar și de alte detalii picante. Uh, deci, atenție! Toți cei care sunt forfecați în presă pe aceste stenograme corecte, deci sunt obținute cu mandat, pentru că sunt în dosare, clar. E bine, toți aceștia pot să câștige la CEDO pentru că li s-a încărcat dreptul la viață privată. Și vreau să vă mai spun, avem o mare problemă și din alt punct de vedere. Ia gândiți-vă, luni de zile anul trecut, S-a încercat, adică nu că s-a încercat, Adrian Duicu, șeful de la uh, Consiliul Județean Mehedinți, a fost cu stenograme cu ăsta era cel mai mare mafiot din uh, sud-vestul sud României, sau poate mai mult de atât. Bine, în acel dosar, încercându-se, din câte am putut noi pricepe, vârârea, deci atragerea lui Victor Ponta, că acolo s-ar făcut un trafic de influență, deși Ponta nu era acolo. E, vreau să vă spun că Acum instanța l-a trimis, l-a acasă, ceea ce înseamnă că dovezile nu au fost chiar atât de concludente, părerea mea. Sau, dacă au fost, a fost o problemă de... S-a dus perioada aceea când putea să fie, să poată fi ținut în, în arest. Și acum este cercetat, atenție, n-a fost trimis în judecată pentru mai târziu. Bine, cazurile Viorel Herbenciu, Cristinel Băgiu, Gabriel Sandu, Alina Bica, Dan Radu Rușanu, Solin Bleșnar, Sorin Ovidiu Vântu și mai sunt și altele. Deci dacă stăm să primim aceste lucruri, deci cu cât se scurg mai multe informații din Republica Procurorilor, s-ar putea să fim condamnați în continuare la CEDO, pentru că încălcăm diverse lucruri. Pentru noi presa este însă un lucru foarte bun, că avem acces la aceste lucruri, pentru că la un moment dat, să știți că se creează și imagine pentru cei care sunt vinovați, este o mare problemă. De exemplu, un politician poate să vină să spună da, domne, mă cercetează DNA-ul, ai, ai naiba de nenorociți, uitați ce vor să-mi facă și nu știu ce. Dacă nu ai dovezi în despre ce a făcut, tin să-l crezi. Și acum, dacă noi n-am fi avut pe surse, numai comunicatele de ului și ce a făcut DNA-ul și nu știi foarte multe despre Elena Utrea, am putea să-i dăm dreptate să zicem, bă frate, stai puțin că ea este, nu știu, să zic că Maria Tereza sau cine știe cine mai e și automat ei sunt nebuni. Însă, în momentul când presa a publicat și în ultimii ani au fost diverse anchete, nu mai vorbesc de materiale care apar acum în dosarele procurorilor, știi cu cine ai de-a face. Deci, practic, pe undeva la nivelul populației, într-adevăr, se introduce chestia asta, condamnarea are loc înainte. Pe de altă parte, însă, condamnarea oficială o dau doar organele de anchetă. Deci, Părerea mea ar fi însă altceva, ori facem aceasta cu sursele, ar putea să dispară în ce sens, pentru că aici par să fie favorite, sau erau cel puțin într-o perioadă, doar anumite publicații și anumite televiziuni. Deci aici ar trebui tratament egal pentru toți, adică ori dăm, ori nu dăm, nu, numai unii sunt mai șmecheri decât alții sau au putere financiară mai mare și pot plăti uh, anumite apariții. Și în varianta aceasta ei au acces la toate, toate cele, iar alții nu au. Adică o televiziune mai mică nu poate să se pună cu una mare care poate plăti foarte, foarte mult. Uh, mergem uh, <coughs> mai departe, să știți că și media, nu numai cazul Sârbu, uh, Adrian Sârbu a primit, Uh, deja un mandat de 30 de zile, dimineața aceasta a fost ridicat de acasă la 6 dimineața. Dar uh, aflând că un alt om de afaceri, Sorin Strutinski, acțional al rețelei de distribuție Totun și ziare SRL, a fost dus cu un mandat uh, la DNA, el avea aceste chioșcuri prin București, din câte știu eu. Uh, despre foarte interesant avem astăzi a apărut un material al unui membru al CNA care ne spune cum e cu legislația aceasta cu cei aflați în momentul arestării pentru că televiziunile televiziune centrale vorbesc care vin în contact cu cei arestați știți faza aceea cu Adrian Sârbu arătând cătușe la presă și dacă vă mai aduceți aminte în anii trecuți, Gigi Becali făcea așa, Dan Diaconescu a făcut așa. E, Valentin Juncan, membru CNA, reamintește televiziunilor legislația audiovizuală în ceea ce privește imagine cu persoane publice arestate. Informarea vine ca urmare a numeraților prezențe la DNA sau la parcheta unor personalități precum Adrian Sârbu, Elena Udrea, Ștefan Lungu și alții, Rudel Obreja. Relatarea, cităm, relatarea acestor subiecte este parte a principiului fu fundamental al libertății presei, dar este și o obligație pe care o aveți în vederea informării corecte a publicului. Este posibil ca în perioada următoare decizii similare ale instituțiilor sistemului judiciar românesc să prezinte un interes ridicat din partea presiei audiovizuale. În acest context, pentru a nu vă afla într-o eventuală situație de încălcare a legislației audiovizuale, vă reamintesc următoarele prevederi. Atenție! Articolul 3 din legea audiovizualului, prin difuzarea și retransmisia serviciilor de programe, se realizează și asigură pluralismul politic și social, diversitatea culturală. Deci trebuie respectate libertățile și drepte fundamentale ale omului. Articolul 30. Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, viața privată și onoarea și reputația, precum și dreptul la propria imagine. În sensul prezentului cod, sunt considerat fie de interes public justificat prevenirea sau probarea săvârșirii unei fapte cu incidență penală, protejarea sănătății sau siguranței publice, semnalarea unor afirmații înșelătoare sau unor cazuri de incompetență care afectează publicul. Articolul 32. Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei credințe în scopul de a vătăma sau de a păgubi un pe altul ori profitând de ignoranța sau de buna credință a persoanelor este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reținere sau arest fără acordul acestora. E, acum, dacă știți cum îi vedem pe diverse televiziuni cum intră sau ies de la parchet, chiar cu, uh, cu, uh, cu mâinile legate. Deci, mai e de lucru pe codul național, pe audiovizual cu aceste știri, dar și la ambalașa de, de aceste știri din domeniu. Mulțumesc pentru atenție, continuăm și mâine seară, mâine seară este și un meeting, cum spuneam, al minerilor, unul dintre cele mai mari care s-a desfășurat la Târgu Jiu în ultima perioadă, să sperăm că vom avea și imagini de la acest eveniment. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!